Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Piesă compact dusă mai departe de Ship și Vizi în cazul ăsta. 7:43. Într-o primărie din Maramureș, la Mireșul Mare, se dă examen de logică. Așa s-a anunțat. Examen de logică pentru ocuparea posturilor libere. Primarul a spus asta și rezultatul e că mai bine de jumătate dintre posturile disponibile, cu totul sunt 35 la număr, înțeleg, jumătate sunt încă libere din unde acest motiv. Merg și eu. Mireșul Mare. Mireșul și Mare. Și presa a aflat întrebările. S-au aflat întrebările și am vrea să facem o chestie amuzantă. Acum, voi ne sunați și noi vă dăm testul de logică de la primărie. Întrebare cu întrebare. 0372069599. Curaj, nu sunt întrebări grele, ba chiar sunt fanii amuzante. L-am prins pe Luca, că nu știe răspunsul la măcar una dintre ele. Și eu recunosc că am căutat și eu răspunsul la vreo două. Până nu cred. Ba da. Deci 0372, serios, vorbesc serios, 0372069599, salariu, deci bun de angajare, salariu 1000 de euro. Asta la radio e ca un test Cambridge, odată ce îl dați aici, da? După aia mergeți cu înregistrarea la Mireșul Mare și sunteți ca și angajați. Aplicați pentru poziția respectivă. Hai, ia uite că ați început să sunați, o să fie super simpatic. Deci facem așa, câte o întrebare la fiecare, punem o întrebare până când se găsește răspunsul. Pe multe dintre ele sunt convins că le știți, dar cel mai amuzant este faptul că aceste întrebări, înțeleg, sunt adresate candidaților pentru angajarea la Mireșul Mare. Primarul cred că are și umor. Da, clar. Sigur are. Marius e cu noi, bună dimineața. Salut, Marius. Salut. Bună dimineața. Prima întrebare, angajare la Mireșul Mare. Cum pui un elefant în frigider din trei mișcări? Serios, întrebare nu peste. Hai mă, Marius, ești la examen, n-ai voie să râzi. Lasă-l mă să amuze. Știi? M-a încuiat aici. Bun, hai cu următorul. Bine, îți mulțumim tare mulțumim. Mult. Îmi pare rău, vezi? Stai așa, că nu mai vrea nimeni. S-a distrat. Da. La următorul, dăm. E centrala plină. 0372069599. Relu. Zic? Relu, bună dimineața. Salut, salut Relu. Relu. Da, bună dimineața. Cum pui un elefant în frigider din trei mișcări? Da, bună dimineața. Chiar nu știu. Hai că zicem noi ca să mergem mai departe. Stai așa, stai să vorbim și cu Elena, nu. Eu sunt nu, tare cu Elena, îi punem următoarea întrebare. A, totuși. Okay. Mai bine, avem, am bine. Cu totul 7 întrebări aici. Zic deci, tu. Practic, se deschide ușa, se bagă elefantul în frigider, se închide ușa. Asta se începe trei mișcări. Elena, da, bună dimineața. Elena, bună dimineața. Bună dimineața. Întrebare ai prins, pentru ai prins răspunsul, stai așa, ai prins răspunsul cum bagi un elefant în frigider? Da, îl știam. Îl știi, da? Bine. Cum pui o girafă în frigider din patru mișcări? Deschizi ușa frigiderului, introduci corpul girafei, apoi introduci gâtul și capul și închizi ușa frigiderului. Nu, trebuie nu să scoți mai întâi elefantul. Trebuie să scoți elefantul, că nu e loc. A patra asta e. Deschizi ușa, scoți elefantul, bagi girafa, închizi ușa. Îmi pare rău, dar ați picat. Bun. Și Marius, și Relu, și Elena. Hai, mergem la Ioan, mai întrebări. Dar știi că aici mai era una cu faceleu, ședință în junglă, care e singurul animal care nu vine. Și e elefantul, că e în frigider. Asta era o serie din copilărie. Bună alo. Dimineața, Ioan. Bună, Ioan. Salut. Bună dimineața. Salut, fii atent întrebare. Te rog să te concentrezi, asta e mai grea. Tatăl Mariei da. Are 5 fete. Ana, Irina, Nina și Alina. Cum o cheamă pe a cincea? Mai zic o dată, că tăcem ca președintele da. Iohannis. Tatăl Mariei are 5 fete. Maria, Maria. Așa, bravo, Maria, bravo. Ești angajat, super, excepțional, bravo, salariu de 1000 de euro. Bă, să încep să-ți depui CV-ul, că ești bun. Bun, următoarea. Hai să mergem la Claudiu. Claudiu. Bună dimineața, Claudiu. Salut, hai salut. Că asta e simplă, fii atent, Claudiu. Pentru angajare la primărie. Participi la un maraton și îl depășești pe cel de pe poziția a doua. Pe ce loc ai reușit să treci? A întâia. Nu? Greșit? Nu e următorul. Bine. Nu e bine, Claudiu. Uite, poate ne spune Vasile răspunsul. Salut, Vasile. Ai auzit salut. Întrebarea? Dumneata. Să trăiești. Ai auzit întrebarea? O mai zic o dată? Te rog să o repet. Fii atent. Concentrează-te. Fii atent. E simplu de tot. Participi la un maraton. Nu știu de ce vrea să faci asta, dar să punem cazul. Și îl depășești pe cel de pe poziția a doua. Pe ce loc ai reușit să treci? Dacă l-ai depășit pe cel... Trec în locul lui, pe poziția a doua. Bravo, bravo, excepțional, ești angajat. În sfârșit, gata, mai avem câteva locuri libere. Mergem mai departe. Ramona, ești direct, bună dimineața. Să rămână, bonjour. Fii atentă. Bonjour. Bonjour, bonjurică, vorba colegului. Bonjurică, bonjurică. În ce an Crăciunul și Anul Nou pică în același an? Când se împiedică Crăciun.
Cum a făcut? Când se împiedică. Cum adică când se împiedică, nu înțeleg. Când se împiedică Crăciun. Atunci cade. Asta, da, bine, da. Nu știu ce să zic. Pentru creativitate eu aș angaja-o, da. Pe Ramona. Bine, Ramona, ești angajată, hai să mergem mai departe. Romeo, bună dimineața. Bună, salut. Romeo, mai avem numai două posturi libere. Ești într-o cameră fără curent electric și ai la dispoziție o lampă cu petrol, o lampă cu benzină și o lumânare. Ce aprinzi mai întâi? Cibrit. Bravo, felicitări, domnule. Și tu ești angajat. Hai mă, că te dau posturile repede. Și pentru ultima întrebare, ăsta este un post mai important, e ceva director de direcție transporturi. Cu cine ai, vorbim? Nu am știut eu. N-a știut el. Hai că nu știu. Cine? Vorbim cu Florin. Florine? Salut. Bună dimineața. Fii atent, spune-i tu lui Luca. Poți numi 3 zile consecutive fără să folosești cuvintele luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică? Ce zici? Monday. Super creativ. Bravo. L-aș angaja pentru că știe să se descurce. Prima zi a săptămânii. Stai mă, s-o... Nu, hai să mai vedem. Hai să mai încercăm o dată. Tatiana, bună dimineața. Bună, Tatiana. Bună. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună. Deci, îți mai zic întrebarea o dată? Da. Poți numi, hai să că poate n-au auzit toți ascultătorii. Poți numi 3 zile consecutive fără să folosești cuvintele luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică? Da. Azi, mâine și poimâine. Bravo, Tatiana! Nu m-am gândit deloc la asta. Luca a rămas uimit. Da. Nu, să știți că noi tachinăm pe Luca, dar asta este întrebarea pe care am căutat, la care am căutat și eu răspunsul pe net. Da? Dacă și eu mă uitam aseară pe sumar, zic, cum faci, mă? Dar cel mai bun a fost, nu știu cine, Florin, cred că a intrat și care a spus Monday, Tuesday. Da, foarte bun. Bravo, omul e descurcăreț. Deci nu vă cred că nu știați răspunsul la ultima întrebare. Nu știam. Hai mă, tu... geniule, lasă-ne. Nu, dar vorbesc, sunt simple toate. Bine, deci nu știu dacă chiar astea sunt întrebările care se adresează la primăria respectivă, Mireșul Mare, sinon Nevero e ben trovato, dar mi-ar plăcea să fie astfel de întrebări la angajare peste tot. Dar dacă primarul are probleme, uite că am rezolvat, poate îi spuneți că avem câțiva candidați care au reușit în această dimineață să treacă testul. Sau poate primarul e intrigat de aceste întrebări, n-a găsit răspunsul, nu știe cu Google și s-o pune și pe aia cu jungla, cu ședința. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.